Bună, sunt Isabela Francesca și nu am mai postat de ceva timp aici pe canalul meu de YouTube, dar astăzi sunt în fața voastră, ca să zic așa, pentru că m-am promis pe Stories acum câteva zile că o să vă povestesc absolut totul despre operația mea pe care am făcut-o de curând, despre care nu v-am spus nimic și despre care nu am spus nimănui. Foarte multe persoane m-au întrebat pe Stories atunci când am pus pozele acelea din spital cu branula dacă mi-am pus silicoane. Ei bine, nu mi-am pus, se poate observa foarte clar. Nu despre asta este vorba, nu pentru asta a fost operația, a fost pentru ceva un pic mai serios, ca să zic așa, și despre care aș vrea să vă vorbesc și vouă, asta ca să nu ajungeți ca mine. Ei bine, operația mea a fost mai exact o intervenție pe colul uterin. Și dacă mai sunt persoane aici care nu știu exact ce face colul uterin sau unde se află, o să las aici o poză cu toate informațiile. Nu mi este foarte ușor să vorbesc despre asta, însă m-am hotărât să-mi iau inima în dinți și să fac acest vlog în care să vă povestesc absolut totul despre experiența mea. Pentru că am observat că nu foarte multă lume vorbește despre asta, ba chiar am găsit foarte puține informații pe internet sau destul de puține despre această operație, iar cancerul de col uterin nu este ceva ce ar trebui evitat. Ei bine, România este țara cu cea mai mare incidență a cazurilor de cancer de col uterin din toate țările europene, ba chiar este comparată cu incidența cazurilor din Africa. Un alt studiu din anul 2021 spune că 5 femei mor zilnic în România de cancer de col uterin. Însă este unul dintre cele mai prevenibile tipuri de cancer. Adică dacă este depistat din timp sau chiar și în fază incipientă la începutul cancerului, poate fi tratat și se poate scăpa de acest tip de cancer. Ideea este că leziunile de pe col pot deveni canceroase în ceva timp, în câțiva ani, de obicei destul de mult. Dacă se depistează aceste leziuni din timp, în orice fază a lor și sunt îndepărtate și este luat un tratament, totul va fi bine. Aceste leziuni de pe col, ca să le zic așa, pot fi date de virusul HPV, pe care aproape toți îl avem în corp, în forme mai grave sau mai puțin grave. Cam 8 din 10 femei vor contacta la un moment dat acest virus HPV, dar el se regăsește în mai multe forme. Există aproape peste 100 de rădăcini HPV, din ce m-am informat eu, iar acestea sunt mai puțin canceroase, cu risc mediu de cancer sau cu risc crescut de cancer. Cu risc crescut de cancer nu sunt foarte multe, dar chiar și acestea pot fi tratate dacă sunt depistate la timp. De regulă, virusul HPV trece de la sine în maximum un an. Cele mai multe persoane nici nu știu că îl au sau că l-au avut, pentru că acesta nu dă simptome, nu este niciun fel de simptom și mai ales dacă nu ai o rădăcină cu risc crescut, poate trece foarte ușor și de la sine. De cele mai multe ori poate fi declanșat și pe fond de stres dacă îl ai în organism, dar așa cum am zis, în general nu reprezintă un risc foarte crescut și poate să treacă foarte simplu de la sine și să nici nu știi că l-ai avut. Însă, același virus poate da și acest cancer de col uterin. De aceea nu trebuie nici să îl neglijăm și întotdeauna să ținem totul sub control și să mergem la doctor regulat. Ei bine, ca să intru puțin și în povestea mea și să vă spun cum a fost în cazul meu, în urmă cu vreo 2 ani și ceva înainte de pandemie, mi-am făcut analizele ginecologice așa cum mi le fac de obicei. Mi-a și ceva schimbat în testul Papanicolaou, atunci am ținut sub observație, am luat un tratament, iar când am repetat din nou testul Papanicolaou ulterior după tratament, a ieșit totul bine. Mi-a spus atunci doamna doctor să ținem sub control, să repet din când în când această analiză, să am un stil de viață sănătos, să nu fumez și așa mai departe, chestii uzuale. Iar acum de curând, vara aceasta, când am repetat din nou analizele acestea, mi-a ieșit testul Papanicolaou neconcludent, adică au ieșit 2 rezultate diferite într-un singur test. Asta a fost și din cauza clinicii unde mi-am făcut, pentru că nu au scris rezultatul bine sau nu știu ce a fost în neregulă, pentru că a fost și un rezultat pozitiv și unul negativ în același test, ca și cum s-ar fi
bătut cap în cap, însă nu mi s-a recomandat totuși să îl refac, mi s-a recomandat să luăm cea mai proastă variantă posibilă în calcul și să fac și alte analize, cum ar fi colposcopie și testarea HPV. Colposcopia presupune ca doamna sau domnul doctor să se uite la nivelul colului uterin să vadă dacă totul este sănătos acolo sau nu. În urma colposcopiei mi-a ieșit această mică leziune pe col pe care doamna doctor mi-a recomandat să o îndepărtăm din timp și să facem această operație pe care am și făcut-o. La momentul acela m-am speriat destul de tare pentru că mi se părea destul de grav dacă trebuie să fac o operație și mă gândeam, îmi puneam diverse probleme, dacă totul o să fie ok, cum ar fi această operație, de ce ar trebui să mă operez, înseamnă că este ceva acolo ce nu e ok. Și din această cauză am luat în considerare să merg la mai mulți doctori și să întreb dacă această decizie este într-adevăr cea mai bună decizie pentru mine, dacă sigur trebuie să fac această operație sau nu. Așa că am mai fost în total la 3 medici ginecologi, am repetat toate analizele din nou, am repetat colposcopia pentru fiecare în parte, am discutat cu fiecare și, într-un final, fiecare dintre acești medici mi-au spus că da, trebuie să fac această operație, pentru că altfel, dacă nu o fac și dacă acea leziune rămâne acolo pe col, se poate extinde pe o parte mai mare a colului și ori să, ulterior, în câțiva ani, să dea în leziuni canceroase și mai exact în cancer de col uterin, sau dacă mă voi hotărâ mai târziu să fac operația, să trebuiască să tai o parte mai mare din col și să fie o operație un pic mai gravă, ca să zic așa. Ulterior, mergând la mai mulți medici și auzind aceeași constatare și același lucru că trebuie să mă operez și să fac această operație, am început să mă mai obișnuiesc cu ideea, parcă nu mai suna atât de rău și nu mai eram atât de șocată pe cât am fost prima dată când mi s-a spus chestia asta. Deja cumva mintea mea se obișnuise cu faptul că trebuie să fac operația. Am început să-mi caut un doctor și o clinică unde să fac această operație. M-am operat la o clinică privată din București. Operația pe care am făcut-o se numește ERAD și constă în îndepărtarea zonei afectate a colului cu o ansă diatermică, care este subțire cât un fir de păr, se îndepărtează acea zonă afectată a colului, se duce ulterior la laborator către biopsie pentru a se vedea dacă este canceroasă sau nu, dacă a fost mai exact canceroasă sau nu, și ulterior sunt 2 luni de recuperare, iar apoi zona care a fost îndepărtată se reface și colul poate deveni din nou sănătos. Au fost niște luni destul de grele în care a trebuit să mă obișnuiesc cu ideea că va trebui să fac operația și a fost destul de greu și să-mi găsesc un medic care să mi se pară mie ok și să fiu eu împăcată cu ideea că totul va fi bine, din recomandări și pur și simplu din propriul instinct. Până la urmă am ajuns la o doamnă doctor la care mi-am și făcut controlul și din nou am refăcut toate analizele despre care vă spuneam. Am făcut colposcopia cu dânsa și de asemenea și dânsa mi-a spus că trebuie operat. Și mi s-a părut foarte ok și chiar mă bucur că am ales această clinică pentru că în urma operației chiar am fost mulțumită din toate punctele de vedere. Acum să vedem pe viitor dacă totul va fi bine. Îmi făceam puțin griji și în privința unei viitoare sarcini, dacă această operație poate afecta o viitoare sarcină. Mi s-a spus că șansele sunt foarte mici ca să afecteze o viitoare sarcină. Acest lucru m-a mai liniștit. Între timp, mi s-a recomandat să fac și vaccinul cu HPV, pe care ar fi trebuit să-l fac când eram mică, cred că prin clasa a 8-a se făcea. Când eram eu atunci în clasa 8-a, cred că a fost primul an în care a apărut acest vaccin și cam toate mamele atunci au semnat să nu îl facem pentru că părea ceva nou și dubios. Evident că între timp am regretat acest lucru, însă vaccinul conține doar 9 tulpini din cele 100 și ceva, dar le conține pe cele mai grave care pot da cancerul de col uterin și te poate ajuta
pe viitor. Vaccinul, mi s-a spus, vaccinul nu mă ajută în momentul de față să mă fac bine, dar mă poate ajuta pe viitor să nu mai am o formă mai gravă de HPV. Este destul de costisitor dacă nu îl faci atunci când trebuie, adică prin clasa 7 sau 8. Este 1200 de ron o doză și conține 3 doze și cu cât îl faci mai devreme, cu atât este mai eficient. Eu am 26 de ani, este bine că îl fac și acum. La toți doctorii la care am fost și le-am spus că fac și vaccinul, mi-au spus că este ok că îl fac. Din câte știu, cam până în 30-30 ceva de ani este ok să-l faci, după nu știu dacă mai are efect sau nu știu dacă mai are același efect. Revenind la operație, m-am hotărât că trebuie să fac operația, mi-am ales doamna doctor și clinica unde o voi face, însă am amânat un pic luna în care voi face operația pentru că mai aveam câteva plecări stabilite, mai aveam câteva lucruri de rezolvat între timp și m-am hotărât că voi face operația la începutul lunii octombrie pentru că operația trebuie făcută după menstruație. Între timp, în septembrie, mi-a venit și menstruația mai repede decât trebuia să vină și îmi făceam griji că dacă nu voi putea realiza operația în octombrie, pentru că deja mai devreme nu puteam să o fac. Între timp am rezolvat și asta, am sunat la clinică, am spus că mi-a venit mai devreme și dacă este în regulă să facem totuși operația la începutul lunii octombrie. Mi-a spus că voi fi sunată de către asistenta doamnei doctor săptămâna următoare. Între timp aveam de făcut și niște analize de sânge în privința operației. De săptămâna următoare, după ce am sunat la clinică, asta era la final de septembrie, chiar cu o săptămână înainte să mă operez, am fost sunată de către asistenta domnului doctor, așa cum mi s-a spus, pe la mijlocul săptămânii și mi-a explicat încă o dată ce trebuie să fac înainte de operație. Mi s-a spus că este ok să mă operez la începutul lunii octombrie, chiar dacă mi-a venit menstruația un pic mai devreme și mi-a spus că singura zi disponibilă de săptămâna următoare când mă pot opera este fix luni, pe 3 octombrie, chiar la începutul lunii. Eu întrebasem inițial pe doamna asistentă dacă mă pot programa măcar joi, pe 6, pentru că mai voiam un pic timp de răgaz, un pic timp să mai dau curaj și să mă asigur că totul va fi bine, dar mi s-a spus că nu, luni este singura zi în care mă pot opera. Am spus, ok, asta este, o să mă operez luni, deși aveam emoții pentru că era puțin cam prea din scurt, cred că era miercuri sau joi când eu am vorbit cu doamna asistentă și practic luni deja mă programasem pentru operație. Fiind totul atât de din scurt, după ce am vorbit cu doamna asistentă, deja au început să-mi ia puține emoții, pentru că mi se părea că nu am suficient timp să mă pregătesc psihic pentru asta și să iau eu tot curajul de care am nevoie. Totodată nici nu eram sigură dacă prietenul meu poate lipsi de la muncă luni să vină cu mine, pentru că voiam să fie acolo cu mine ca să mai îmi dea puțin curaj, dar am zis asta este singura zi în care pot, dacă nu mă operez în octombrie, deja în noiembrie este prea târziu pentru că perioada de recuperare este de 2 luni și voiam să fiu ok apoi pentru diverse următoare plecări în luna decembrie, de Crăciun, de anul nou, ca totul să fie deja în regulă până atunci și nu voiam să mai amân mai mult decât trebuie, mai ales că în luna octombrie nu îmi programasem aproape nimic, aproape toată luna, tocmai ca să pot să stau, să mă recuperez liniștită, să nu am prea multe chestii de făcut și de rezolvat în acea lună. Așadar, am zis, ok, mă operez luni. Au început așa tot felul de emoții, tot felul de gânduri să-mi vină despre operație, despre anestezie. În ultima vizită și ultimul control la doamna doctor cu care urma să fac operația, mi-a explicat în tot ce constă această operație, mi-a dat acolo o foaie cu ce trebuie să fac înainte și după operație. Lucrurile astea mi le-a recapitulat și doamna asistentă la telefon cu ce trebuie să fac, sau mai bine spus ce nu trebuie să fac înainte de operație, pentru că nu aveam voie să mănânc și să beau absolut nimic în ziua operației. Va fi anestezie totală, făcută în venă. Pe perioada operației voi fi adormită complet, pentru că este nevoie de o precizie foarte, foarte mare în acest caz, pentru că colul este destul de mic,
este o zonă destul de mică care trebuie îndepărtată și nu trebuie să mă mișc deloc. Trebuie operația realizată după menstruație pentru a nu declanșa menstruația în urma operației și apoi să strige acolo toată treaba. Operația, mi s-a spus, va dura doar în jur de 15-20 minute cu totul, pentru că este destul de rapidă. Practic, operația în sine durează aproximativ 5-10 minute, dar cu tot cu anestezia, pregătirea pentru anestezie, apoi verificarea dacă totul este ok. În total durează 15-20 minute, deci nu este foarte mult și voi fi adormită doar pe perioada operației, adică doar aceste 15-20 de minute. Este cu spitalizare o zi, adică voi sta internată acolo o zi înainte de operație și după, ca să se asigure că totul este în regulă. Cu toate acestea, deși mi s-a explicat absolut totul și știam că voi fi adormită doar pe perioada operației, evident că gândurile mele tot nu au încetat să își facă apariția și emoțiile și toate cele, tot mi-a fost frică pentru că nu am mai făcut o operație de când eram foarte mică. Am făcut operație de apendicită și am fost adormită complet, însă atunci cred că aveam vreo 6 ani, nu mai știu absolut nimic, aproape nimic de atunci. Și cumva îmi era frică și de anestezia totală, deși, na, dormi. Însă mi se părea puțin ciudat gândul de a fi pur și simplu inconștientă pentru câteva minute sau pentru o perioadă mai mare de timp și nu venea să cred că voi fi adormită doar pe perioada operației, având în vedere că voi sta ceva timp acolo în salon după operație și mă va ține ceva timp, mă gândeam că durează un pic mai mult până mă trezesc complet din anestezie. Și toate aceste gânduri, plus ideea de operație pe col și toată ideea de după, cum voi fi după operație, că cumva și asta mă speria, mă gândeam că voi avea dureri, pentru că mă gândeam că tot o să am sângerări, dar încercam să mă gândesc că mă duc acolo să mă fac bine și este un pas către a mă face bine și toate chestiile astea, chiar dacă sunt un pic greuțe și mă speria un pic, tot încercam să gândesc pozitiv și să spun că este un pas către a mă face bine și că totul după va fi ok cu mine. Nu mă duc să fac ceva rău, mă duc să fac ceva bine pentru mine. Cumva gândul ăsta m-a mai ajutat să trec peste gândurile rele și să mă mai calmez atunci când mă lua așa, mintea mea se ducea în alte părți. Problema a fost că nu am avut nici foarte mult timp la dispoziție, după cum ziceam, și nici nu am avut foarte mult timp să mă odihnesc în acel weekend, pentru că am avut foarte multe lucruri de rezolvat, au mai apărut și altele între timp, în câteva zile, și am zis să le rezolv pe toate înainte de operație, ca apoi să stau liniștită, să nu mai am nicio treabă. Au mai apărut niște lucruri de filmat, niște lucruri de pozat și m-am chinuit, am tras de mine să le fac pe toate la timp, ca apoi doar să stau să editez eventual și să stau în pat să mă recuperez. Tocmai din cauza asta m-am supra-solicitat un pic, ca să zic așa, în weekendul acela, să le facem repede, să le terminăm pe toate. Am avut și două nunți la care trebuia să participăm pentru că confirmasem de mult timp. Într-un fel, a fost bine, pentru că n-am avut timp să stau să mă gândesc prea mult și să mă adâncesc prea mult în gândurile astea negative. Duminica a început să mă ia un pic panica, nu venea să cred că mâine urmează să mă operez și mâine pe vremea asta o să fiu pe masa de operație și așa mai departe. La fel, dimineața m-am trezit cu niște vise ciudate și tot felul de alte gânduri. În seara aceea am stat să termin, cred că, nu știu, până pe la 3 dimineața, 4 dimineața, să reușesc să termin ce aveam de terminat, ca apoi să stau liniștită. Și nu am reușit să dorm foarte bine și nici foarte mult. În dimineața aceea m-am trezit destul de repede, cu emoții, cu tot felul, am încercat să mă grăbesc, să fiu gata, să mă îmbrac, să-mi iau tot ce am nevoie pentru acolo, să mergem către clinica unde avea să mă operez. Am plecat cu Marius cu mașina, i-am spus să-mi dea putere acolo să zică că totul va fi ok. Când am intrat în clinică, deja eram terminată.
După care a urmat câteva minute de așteptat, timp în care am mai reușit așa să mai trag o gură de aer proaspăt și să mă mai liniștesc un pic, deci a fost foarte bine, mă bucur că am avut un pic de așteptat, pentru că dacă intram din prima în sală, în salon și așa mai departe, cu siguranță era mult mai rău. Am completat niște fișe, fișele de internare, fișele de biopsie, fișele de externare și așa mai departe. După care am fost să fac un test COVID, tot în clinică. Nu s-am făcut test, am așteptat un pic și acolo, am făcut test, m-am întors cu rezultatul testului, după care mi s-a spus așteptați câteva minute pentru că o să vină asistenta să vă ia să mergeți către salon. Când am auzit, deja nu mai știam ce să mai fac. I-am zis cu Marius, gata, o să mă duc către salon probabil, o să vină să mă ia, urează-mi succes, sper să fie totul bine, ne vedem după operație și Doamne ajută! Nu a durat nici câteva secunde, cred că a venit doamna asistentă și a spus, haideți sus. Mai eram cu încă alte două femei care la fel urmau să aibă aceeași operații sau lucruri asemănătoare. Am urcat împreună cu ele, mi-a spus că Marius nu poate urca și el la etajul 3 pentru că noi eram la parter. Și primul lucru ne-a spus că trebuie să intrăm și să vorbim fiecare pe rând cu medicul anestezist. A venit și rândul meu să intru și să discut cu medicul anestezist. M-a întrebat despre boli, despre alergii și așa mai departe. Am discutat cu el și încă o dată mi-a spus cum se va desfășura operația și tot ce se va întâmpla pe parcursul acestui timp în care voi fi internată la ei. Ceea ce m-a mai liniștit, m-a gândit că ok, mă duc, dorm, mă trezesc și asta este tot. După care ne-a dus pe fiecare în parte în salon. A fost un salon mai mare în care eram, cred că, 4 doamne, cu tot cu mine. Însă fiecare pat era separat de câte o perdea, practic fiecare avea spațiul ei intim și chiar mi s-a părut super ok salonul, totul a fost super în regulă pentru că îmi făceam puțin griji din punctul ăsta de vedere. După ce ne-am schimbat și ne-am așezat pe pat, în timp ce mă schimbam eram așa, aveam un pic de emoții, încercam să mai trag așa un pic de timp. Am așteptat să vină doamna asistentă, a venit, mi-a făcut o perfuzie și un test de antibiotic. Ea mi-a pus branula, m-a durut un pic, dar nu atât de tare, a fost decent. Fix înainte să vină la mine cu branula, îi pusese branula și făcuse același lucru unei doamne de lângă mine și se văita un pic mai tare, ceea ce m-a speriat, că mă gândeam oare ce doare și este oare atât de dureros? N-am mai avut de mult perfuzie și branulă. Faptul că ea tot spunea că o doare mă speriase destul de tare. Dar apoi când a venit la mine și mi-a pus și mie branula și mi-a făcut acel, ca o injecție, acel test de antibiotic, mi-am dat seama că nu este chiar atât de rău, este suportabil, deși doare un pic și este un disconfort când ai branula aceea. Am stat un pic, după care a venit doamna doctor, mi-a spus că o să urmez eu, am mai discutat un pic cu ea și a zis să aștept că o să vină să mă iau doamna asistentă să mă ducă în sala de operație. Timp în care a fost adusă o altă domnișoară care tocmai avusese operația, fusese adusă pe scaunul cu rotile și era puțin amețită, lucru care m-a speriat un pic, am văzut-o un pic așa confuză și pierdută un pic de realitate și am avut un pic emoții. După care a venit o doamnă asistentă, mi-a luat perfuzia și a spus haideți în sala de operație, m-a luat așa în picioare, am mers cu ea până acolo, am ajuns în sala de operație, m-am pus pe acel pat, m-a legat de mâini și de picioare, probabil ca să nu mă mișc în niciun fel. După care mi-a pus anestezia, au fost două injecții pentru anestezie. A venit și medicul anestezist cu care vorbisem înainte. Mi-a spus să închid ochii, să respir adânc o dată, de două ori și a treia oară deja adormisem, nu mai știam de mine. M-am trezit după finalizarea operației. Mi-a spus ceva de genul treziți-vă sau acum treziți-vă, nu știu exact. Dar doar asta mai mi-amintesc, cum mi-a spus treziți-vă și instant m-am trezit. Nu mai mi-amintesc cum am fost luată din sala de operație și am ajuns în salon, pentru că după îmi amintesc doar că am ajuns în salon, eram deja în pat. Nu știu cum am ajuns acolo, am bănuit că și pe mine m-a luat la fel ca pe celelalte fete în cărucior
și m-a adus în salon. Îmi amintesc doar că de când a spus treziți-vă și m-am trezit instant, după am ajuns, nu știu cum, în salon, în pat deja. Timp în care, imediat după, am luat telefonul să-i scriu lui Marius că gata, s-a terminat, am ieșit din operație și sunt în salon și totul este ok. Nu eram foarte conștientă, mi-a spus și doamna asistentă că sigur nu o să-ți mai amintești nimic din ce o să scrie acum, dar eu eram foarte convinsă în momentul acela, și asta mi-amintesc, că sunt conștientă și că nu am cum să nu-mi amintesc, dar de fapt a avut dreptate, pentru că la, nu știu, vreo 10-20 de minute după, nu mai mi-aminteam primele chestii pe care le-am scris, plus că mi se părea că au trecut vreo 2-3 minute de când tot vorbesc cu el și de fapt trecuseră vreo 15-20 de minute de când tot vorbeam. Și este și amuzant, pentru că m-am uitat după mesajele pe care le scriam și nu nimeream tastele, îi scriam acolo niște, da, nu știu cum de a înțeles ceea ce îi ziceam. Și ca să vă citesc un pic și din mesajele pe care le-am scris fix atunci, pentru că este destul de amuzant cum scriam. Fix înainte de operație am scris: gata, mă duc în sala de operație și las telefonul, te pup, asta chiar la 10:16, deci drept dovadă după. La 10:35 i-am spus gata, m-am trezit, deci chiar a durat aproape 20 de minute operația. Da, nu i-am spus gata, m-am trezit, i-am spus GQYQ, m-am treait. După i-am scris DSD, ZUNT, ZUNT, CONSYTINATĂ. Conștientă, bă, dar sunt conștientă. Asta era ceea ce voiam să scriu. După i-am spus că mă mai ține vreo 2 ore pe aici și după, ușor, ușor, am început să scriu din ce în ce mai bine, pentru că ușor, ușor îmi reveneam din anestezie. I-am trimis și niște poze cu mine ca să am amintire de când am ieșit din anestezie. După mi-am revenit aproape complet, dar mă simțeam foarte amețită, mă durea capul și nu prea reușeam, nu puteam să mă ridic încă din pat. Am mai stat acolo să îmi revin vreo 2 ore, 2 ore și jumătate. Am încercat să mă ridic. Inițial, cam după ce trecuse vreo 1 oră și jumătate sau 2, mă întrebase doamna asistentă că dacă sunt ok, mă poate duce jos, împreună cu o altă fată care deja terminase și era mult mai ok. Inițial m-am ridicat, m-am îmbrăcat și după am zis nu-i ok, cred că mai stau un pic aici pentru că încă eram puțin amețită. Nu mă grăbesc să mă duc jos pentru că mai bine stau acolo să știu că plec și totul este ok. A venit și doamna doctor, mi-a spus că operația a fost în regulă, totul este bine, toată zona a fost îndepărtată și acum colul meu este ok. Mi-a spus că acele leziuni au fost trimise către, sau vor fi trimise către laborator și rezultatele biopsiei le voi primi în aproximativ 3 săptămâni, după care trebuie să mă programez la un control la ea, să vedem dacă totul este ok și să vedem rezultatele biopsiei, dacă acele leziuni au fost canceroase sau nu. Au trecut, cred că, 4 zile de la operație momentan. O să fac, poate, un vlog viitor în care o să vă povestesc despre rezultatele biopsiei și cum decurge recuperarea, cum decurge următorul control la doamna doctor după operație, dacă totul este ok, dacă se vindecă acea zonă. Tot ce pot să vă spun este că momentan sunt bine, efecte prea multe după operație nu am avut. Am avut foarte mici, să zicem, sângerări sau un fel de scurgeri, gălbui, un fel de sânge diluat, așa, câteva picături în fiecare zi. Dureri am avut în ziua aia foarte puțin, la fel ca durerile de menstruație, dar destul de minime, adică eu chiar mă așteptam să mă îndoi de durere și să leșin pe aici și chiar sunt extrem de fericită că nu am avut probleme de genul. După ce au trecut cele 2 ore și jumătate, m-am ridicat, i-am spus doamnei asistente că sunt ok, că pot pleca acum și m-a dus la parter, unde mă aștepta Marius. M-a întrebat, i-am spus că da, mă așteaptă cineva jos, am coborât, m-a lăsat acolo la Marius, am plătit toată operația și am putut pleca liniștită acasă. Ne-am dus să mâncăm undeva pentru că mi-era foame, nu mâncasem, nu băusem absolut nimic. Am putut să merg singură, practic
am plecat pe picioarele mele, dureri foarte puține, sângerare aproape deloc. Deja eram foarte fericită că s-a terminat, i-am povestit totul lui Marius, cum a decurs operația, cum a fost, ce gânduri am avut în timpul ăla. Am ajuns acasă ulterior și am dormit toată ziua. Am dormit o grămadă, după anestezie chiar eram super obosită. M-am trezit apoi seara destul de târziu, cred că în jur de ora 10. Știu că pusesem atunci poza aceea pe story și primisem foarte multe întrebări de la voi, dacă totul este în regulă, ce fel de operație am făcut, dar și de la cei apropiați, pentru că eu nu spusesem absolut la nimeni. Nici nu am avut foarte mult timp, pentru că totul s-a întâmplat foarte repede de când m-am programat la operație până când m-am operat. Doar mama mea, Marius, tatăl meu știau și evident că au năvălit toate întrebările, toată lumea, toate prietenele, toate cunoștințele, dar și voi, cei din online. Și m-am hotărât atunci că ar trebui să fac acest vlog și să povestesc totul, să vă spun despre cum a decurs totul, să vă spun că operația nu este atât de grea pe cât mă gândeam eu că este și nici efectele de după operație nu sunt atât de rele pe cât mă gândeam eu că sunt, că totul este în regulă și cel mai bine în cazul, dacă te afli în cazul meu, este să te operezi și să nu amâni asta, să o faci cât mai repede posibil, pentru că cu cât amâni, cu atât acea leziune poate să se extindă și apoi să trebuiască o intervenție mai mare. Dar motivul principal pentru care am ales să fac acest vlog și să vă povestesc toată experiența mea și prin ce am trecut a fost de informare, pentru că, așa cum v-am spus și la începutul acestui story time, că la noi în România cazurile de cancer de col uterin sunt foarte multe și este foarte păcat, pentru că este un cancer de care se poate scăpa dacă este găsit din timp și dacă este tratat la timp. Așadar, vă spun, cel mai important lucru este să mergeți la doctor și să vă repetați analizele an de an sau măcar o dată la 2 ani, pentru că, așa cum v-am spus, acest virus nu are simptome. Puteți să-l aveți și să nici nu știți. Medicul ginecolog știe să vă zică mult mai multe, eu nu sunt o persoană atestată, eu vă spun doar din propria experiență, din ce mi s-a întâmplat, din ce am auzit, din ce am citit și din ce mi s-a spus la doctor când am fost. Menționez că acest virus are efect doar asupra femeilor sau în cea mai mare parte asupra femeilor, asupra colului uterin, iar bărbații nu sunt afectați sau nu prea sunt afectați de acest virus, ei doar pot fi transmițători. Când căutam informații despre operație, citisem și un studiu că în Anglia au fost făcute campanii contra cancerului de col uterin și toate fetițele și toți băieții au fost vaccinați cu HPV de mici, iar acum cazurile de HPV în Anglia sunt foarte mici. La noi nu sunt luați în considerare și băieții spre a fi vaccinați, pentru că pe ei nu-i afectează virusul, însă ei pot transmite mai departe și asta tot nu este ok. Consider că la noi în România, deși se fac campanii contra cancerului de col uterin și există surse de informare și așa mai departe, nu este atât de mediatizat. Cred că ar fi important să luăm un pic în calcul și acest lucru. Și o să vă citesc și aici, dintr-un studiu pe care l-am găsit. Nu există persoană care să nu fi contractat măcar o dată în viață infecția cu HPV. De multe ori această infecție este eliminată din organism cu ajutorul sistemului imunitar. Atunci când aceasta nu este tratată și nici nu este eliminată cu ajutorul sistemului imunitar, există un risc foarte ridicat de a se transforma în leziuni precanceroase care să evolueze către un cancer de col uterin. Așadar, sper că prin acest vlog mi-am făcut cât de cât treaba de a informa în această privință și sper ca tot mai multe persoane să meargă și să își facă analizele la timp pentru a putea trata ceva, dacă este cazul, dar sper ca de cele mai multe ori să nu fie cazul. Acum nici nu trebuie să vă speriați, pentru că de cele mai multe ori poate fi tratat sau se elimină singur de către sistemul imunitar din organism. Acestea fiind spuse, aceasta am fost eu și povestea mea despre operație și cancerul de col uterin. Sper să vă fi fost de ajutor.
Aștept să-mi spuneți în comentarii cum vi se pare, dacă vi s-a întâmplat vreodată să aveți acest virus în corp. Sper să vă pot ajuta cu orice sfaturi este nevoie, dar orice informație de nivel tehnic sau mai avansată, cel mai bine întrebați-mă medicul ginecolog, pentru că eu nu sunt în măsură să vă dau aceste informații, doar v-am spus experiența mea proprie și cum am trecut eu prin asta. Sper să vă fie ajutat. Și ne auzim data viitoare. Totodată aștept și poveștile voastre, dacă vreți să le lăsați în comentarii sau în privat și să le scriu eu sub formă de anonimat. Cred că ar ajuta pe multă lume să audă și poveștile altora. V-am spus, eu înainte de operație și când mi se tot spunea că ar trebui să fac operația și eram puțin sceptică, am tot căutat pe internet tot felul de informații despre operație, despre leziunile de pe col și am găsit foarte puține lucruri, foarte puține persoane care au vorbit despre experiența lor. Și m-ar fi ajutat să aud o poveste de genul la timpul respectiv. Dacă sunt persoane care se confruntă cu asta, sper să le ajute și pe ele povestea mea. Și dacă aveți și voi astfel de povești, cred că ar fi interesant să le șervim, poate sub formă de anonimat, pe contul meu de Instagram sau aici pe YouTube, ca și alte persoane care se confruntă cu asta să treacă mai ușor peste experiența lor. Eu v-am lăsat, sper să ne auzim curând și aici pe canalul meu de YouTube și între timp pe Instagram, TikTok și BeReal mai nou. Ne vedem și acolo. Pa, pa!